Până acum am vorbit despre type conversion și type coercion, sau conversiune și coerțiune tipurilor, când vorbeam despre numere, când vorbeam despre stringuri, dar până când nu am menționat bowling așa-i? Deoarece trebuie să învățăm un concept foarte important care este numit valori truthy și valori false. Nu încerc să traduc lucrul dat din cauza faptul că tradus sună ca adevărat fel și falsișor. Nu încerc să traduc lucrul dat încă o dată, așa că o să le numim truthy și false. Asta vom face noi astăzi. Haideți să sărim deodată cu capul în fântână, să vedem ce o să facem. Valorile false sunt valori care nu chiar sunt definite ca false, dar vor, defini, vor deveni valoarea false când încercăm să le convertim noi într-un bowling. Și în JavaScript există doar 5 valori false. Și haideți chiar să le scrim aici, să le scriu eu pentru voi. Punem un comentariu și avem 5 valori false care sunt 0, stringul gol, după aia o să avem undefined, o să avem null și o să avem not a number sau cel non. Uh, de ce am scris aceste lucruri aici? Din cauza faptul că în momentul în care o să le convertim noi cu o funcție boolean, veți vedea că ele ne vor returna valoarea false. Și ele, după cum puteți vedea, nu sunt false, nu sunt false inițial, dar vor deveni, după cum am spus, în momentul în care le convertim noi cu un boolean. Și cam asta este definiția pentru valorile false. Și totul ce nu este inclus în acest șir de valori false sunt valorile noastre trufii sau valorile pe care când le vom converti vor deveni true, adică dacă ne folosim de o funcție boolean, la orice altceva, că exemplu, dacă ne folosim de un număr sau ne folosim de un string care conține ceva caractere în el, el va deveni true și nu va deveni false. Haideți să încerc să vă arăt lucrul dat în practică, voi încerca să pun un console.log și aici voi loga mai întâi 0 și după aia haideți să pun aici boolean de 0, pentru că am spus că avem nevoie și de acea funcție. Voi pune punctul C, virgula și o să copie lucrul dat de mai multe ori, doar ca să vă arăt ce se întâmplă. Haideți să-l copiem la momentul dat doar de 4 ori. Și acum, în loc de ce 0 haideți să punem, știu și eu, un undefined. Și aici, în loc de ce 0 vom pune un string care conține câte ceva, să spunem cum conține numele Ion. După aia, aici vom avea niște acolade care este un obiect. Nu vă capul ce este un obiect, până când doar ținți în cont că aceste două acolaide nu, nu se află în șirul nostru cu valori false. Și acum, dacă o să ne în consolă, ce crezi că o să se întâmple? Este cam ușor de ghicit. Să vedea că valorile pe care le-am pus eu în acel șir, adică 0 și undefined, au devenit false, pe când toate celelalte valori au devenit true, adică acest ion, dacă o să am aici, nu știu, un număr, poate o să am alt string, nu contează ce o să am eu aici, oricum el va fi true, din cauza faptului că nu se află în acest șir al nostru de valori care devin false. Le puteți vedea mai sus. Și acum, cum putem folosi noi lucrul dat? Uh, primul lucru pe care vreau să vă spun este că, de obicei, de când mă folosesc cu JavaScript-ul niciodată, nu am încercat să fac lucrul dat. Uh, doar vă explic ce sunt valorile false și trufi în videoclipul dat, ca să știți ceva ce înseamnă, din cauza faptului că este bază programării și așa mai departe. Dar lucrul dat nu chiar se folosește în practică, din cauza faptului că nu trebuie să facem conversiunea în... Uh, Bowling, de obicei, ce se face? O coerțiune, adică se convertește totul automat, JavaScriptul face totul pentru noi. Și în ce contexte se convertește totul automat? Ca să vă explic mai bine, se convertește în contexte logice. Ca și cum ar fi dacă o să avem o anumită variabilă ca condiție pentru o structură de control, pentru o structură if-else. Să încerc să vă arăt în practică tot ceea ce încerc eu să vă spun acum. Să spunem că o să avem o constantă care o să fie egal cu...

găsește un job. Și ce se va întâmpla un în lucrul dat? Haideți să încercăm să ghicim înainte să ne uităm la output. După cum am spus, în contextele logice sau în momentul în care punem, punem noi uh, o variabilă ca condiție, fără să specificăm ceva anume, dacă punem o variabilă ca condiție la această structură de control, la această structură if-else, atunci variabila dată va trece printr-o coerțiune efectuată de JavaScript, adică se va converti tipul de date la bowling automat. Și haideți să ghicim, dacă acum banii noștri sunt egali cu 0, putem observa că 0 se află în șirul nostru, în șirul nostru cu valori false. Înseamnă că el se va uh, converti automat în momentul în care îl punem noi într-o condiție aici, se va converti automat într-o valoare false. Și dacă avem valoare false, știm că nu se efectuează acest rând, ci se efectuează rândul de la else. Haideți să vedem dacă ceea ce vă spun eu uh, este într-adevăr așa. Și putem vedea că ni se afișează aici, dute și găsești un job. Iarăși să ne uităm nici ce să se întâmplă lucrul dat, deoarece puteți vedea că aici avem bani, și acest bani este egal cu 0. Dacă pun, pun aici frumos în comentariu, bani egal cu 0. În cazul dat bani egal cu 0, această valoare 0 se pune aici și se verifică if 0, dacă este false, atunci se va efectua al doilea nostru rând care se efectuează acest cancel.log în care ne scrie că du-te și găsești un job foarte depresiv chiar ce se spune acolo. În orice caz, pe noi asta nu ne interesează, ne interesează cum lucrează programarea. Așa că iarăși reiterăm aici avem 0, 0 se convertește în false, dacă nu este true, dacă este false, atunci se efectuează else-ul. Dar ce se va întâmpla în momentul în care eu voi schimba acest bani să fie la 120? Spunem că avem 120 de lei în buzunar sau 120 de dolari, nu contează. E bine, în momentul în care el este diferit de 0 sau momentul în care nu se află în acel șir de valori false pe care vi l-am dat eu mai sus, atunci el se va converti automat în true. Și știm și noi că dacă avem aici o condiție true, avem o condiție adevărată, atunci se efectuează primul rând și ne scrie că ai ceva bani, nu i cheltui pe toți, care este chiar adevărat din cauza faptului că puteți vedea că avem 120 de, nu știu, unități de monede de ceva. Haideți să încerc să vă mai arăt în un context. Putem verifica, folosindu-ne de această coerțiune în bowling, dacă o valoare este definită sau nu, din cauza faptului că putem vedea că aici avem și cel undefined. Haideți să spunem că avem o valoare, let, înălțime, ca exemplu. Să spunem că avem o valoare numită înălțime. Și Acum nu cred că va face ceva sens pentru voi să verificăm dacă o valoare este definită sau nu, dar credeți-mă că pe viitor, chiar și în cursul dat, voi vă niște exemple în care chiar are mult sens să verifici dacă o valoare este definită sau nu, dacă o variabilă este definită sau nu. Și hai să verificăm if în ultime, atunci să înscrie, nu știu, cancel.log, ei, variabila noastră este definită și în cazul în care nu, else, Iarăși punem aici un console, op, nu parenteze, deja m-am deprins prea mult de la Python, console.log, variabila nu este definită. Ceva de genul și punem un punct și dacă încercăm acum să-i să dăm un control R, putem vedea că variabila nu este definită, din ce cauza se întâmplă lucrul odată. E bine, știm și noi când definim o variabilă în modul dat, dacă numim doar variabile, și, doar variabile și nu îi dăm o valoare, nu îi dăm o valoare numerică, un string, nu contează ce tip de valoare, atunci tipul ei de date este undefined și acum dacă ne uităm, acest undefined se află în șirul nostru cu valori false. Dacă ne uităm aici mai logic, dacă undefined, acest undefined se face automat folosindu-se de coersiune de la bowling, se face automat într-o valoare bowling false. Dacă este false, se efectuează acest rând. Dacă însă noi vom defini această variabilă, iarăși să punem, nu știu, poate avem 1,82 metru și 82. Dacă facem acest lucru, putem vedea că el deja va deveni true și se va efectua celălalt rând de cod și ne scrie că ei, variabila noastră este definită. Puteți observa cum se întâmplă totul în exemplul dat. Acum, haideți să și să reiterăm uh, lucrul pe care vreau să vă repet. Conversiunea folosind de funcție Boolean se efectuează foarte rar. Așa că, nu știu, dacă nu țineți minte, nu, vă, nu mă supăr chiar. În orice caz, avem această, acest șir de valori false și toate valorile care nu se află în acest șir, care se constituie din 0, un string goal, undefined, null și none, sau not a number, sunt toate valori trufe, însă cele care se află în șir sunt valori false care, în momentul în care se efectuează conversiunea sau coersiunea, a, de coerciune către JavaScript sau conversiunea manuală, ele devin valori false, celelalte vor deveni valori true, valorile care nu se confină în acel șir devin true, valorile care se confin devin false. Și ce să fim spus, eu sper că ați reținut ceea ce v am spus eu aici. În videoclipul următor, ce vom face noi în videoclipul următor, vom vorbi puțin despre operatorii de egalitate, așa că vă aștept acolo.